Salutare, prieteni, și astăzi să vă prezint mașina mea. Este un Fiat Grande Punto din 2006-2007, aproape la sfârșit. Și de un motor de 1.4, 16 valve, 95 de cai. Este modelul în două portiere. Acesta este modelul. Spatele. Bun. Deci, portbagajul. Rămasă fără cheia. Aceasta este cheia. Portbagajul se deschide din telecomandă. Bun. Nu se poate deschide așa. Bine, la mine este puțin dezastru. Portbagaj. Bun. Interiorul. O să vă arăt. Acesta este interiorul. Deci, modelul ăsta este fără pilot automat. Sunt modele și cu pilot automat. Deci, aer condiționat normal. O cutie în 6 viteze. Ce să vă prezint? Bine, castofonul este schimbat. Așa. Cabord. Ce să vezi? Calculare. E ok. Chiar nu consumă deloc mașina aceasta. Nu știu, așa un consum între 6. În oraș cred că un 7. Depinde cum și mergeți cu ea. No, în rest se prezintă ok mașina. Deci, aveți buton de city. Volanul o să fie foarte ușor în viraje, la plecări de pe loc. Bine, la viteză mea tot oricum se simte mult mai leger. Deci, SP-ul off. Așa, de aici puteți deschide portbagajul. Ok. Nu trebuie să aveți cheia în contact, se deschide. Ce să vă zic, geamuri electrice, oglinzi electrice. Așa. Mașina mea are în jur de, să vă zic așa, 121.000. Ba, nu sunt mulți. Și ce să vă mai arăt? Bun. Ca să desfaceți, bine, ca să ajungeți la, să deschizi capota, aveți aici. Nu trebuie să apăsați foarte tare. Și cam atâta. Și acum să vă prezint motorul, cum vine. Ok. Secundă. Aici, jos. Că trebuie să trageți. Spre stângă. Acesta este motorul. O secundă. Aveți aici. Asta este motorul de 1.4 benzină de 95 de cai. Ca așa. Deci modelul ăsta de Fiat nu mai are cum ar fi servo. Știi că aveți să puneți completat uleiul. Este electric, 100% electric. Așa. Aici aveți ăla de lichidul de frână. Deci acesta se verifică. Mede, vedeți că e cam. Deci, aveți aici un nivel, dacă vedeți. Scrie maxim și la mine e aproape de maxim. Deci, e ok. Bun. Așa. Deci, aici, dacă desfaceți astea două șuruburi, dați jos filtrul de aer. Ok. Bun. Aici aveți jauja. Care știe toată lumea. Aici se află cureaua de accesorii. Aici se află distribuția, cureaua de distribuție. Așa. Aici e bușonul la ulei. Uite ce era ăștia. Am bărut cu majoritatea, știți. Așa. Și ca baterie. O baterie
Bateria mea este de 60 de amperi, dar merge și o baterie de 40. Am pus una mai mare. Așa mi s-a numit să o cumpăr și este mult mai bună. Dar nu se simte mare diferență. Una de 40 sau așa. Dar aia de 40 era o idee mai mică. Nu, nu era prea mult loc. Și am luat-o pe asta și mi se pare mai ok. Deci, aici aveți scandarele, cum se cheamă, siguranțe și cam atât. Și bine, mai aveți și la pasager. Un torpedo la, așa să vă arăt, se află aici. Ok? Aici sunt niște siguranțe. Siguranțele astea sunt de la închiderea centralizată, de la martori în bord și de la lumina plafonieră. Mai mult de interior ține toate chestia asta. Asta. Bun. Ca spațiu, pentru un cuplu de două persoane, zic că e o mașină ok. Dar dacă dorți, nu știu. Pentru mine este o mașină super ok. Deci, modelul ăsta vine și cu discuri pe spate. Niște jante de 17 inch. Cauciuc de 250x40x17. Așa. Acest model vine și cu praguri, un fel de bodykit mai sport. Vedeți? Așa. Fară normal, bot normal. Nu este o mașină foarte joasă în comparare, deci e ok ca înălțime. Acum nu, pentru oraș e super, e super ok mașina, se comportă bine. Da, așa. Aici, acesta l-am vopsit în roșu, este aer, tubul de aer, care duce la filtru și pe aia la motor. Bun. Acesta, nu știu dacă este liber, dar se mai poate face, trebuie să o fac, n-am avut timp. Am să caut un tub tot așa, dimensiunea asta de groasă și o să-l trec, să-l fac să ajungă până în spate. Și așa o să obțin mai mult aer. Și o să răspundă mai ok. Bine, nu se simt mari, mari diferențe, dar se simte un pic. Așa, ce să vă mai arăt. Oh, bun. Aici, în locul ăsta, aici s-a făcut capeta de accelerație, este electronică. Bun, aici jos, dacă reușesc să vă arăt. Da, nu prea să vedem. Așa, o să vă arăt altă dată. Bun. Acesta este suportul motor. Aerul condiționat, tuba. Cam atât despre mașina. Mașina chiar se comportă ok. O viteză, nu știu, maximă care am putut să-i dau a fost de 170. Bine, nu chinui. Normal. Eu zic că este o mașină super ok pentru oraș. Și pentru un drum mai lung, nu exagerat de lung. Da, și cam atât. Dacă v-a plăcut acest video, lăsați un like, un comentariu, dacă mai vreți alte informații despre Fiat Grande Punto. Și eu o să vă lăsați.